Păi că te ridică pe pereți. Wow! Cred că o să dea aia mine. Dar lasă pic cu ea. Nu am chef să se scufunde mașina. Oh, 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 băiatule. Exact ce v-am zis, culorile astea deosebite. Hei, mergești camera, ia uitați-o pe Delia din Târgoviște. Wow, ăla frumos e. Merge? Merge! Frâne avem, frâne avem. Hai, tată, femeie la volan. Tot respectul pentru ele, dar nu o să se asigure și cred că o să dea mine. Nu o să vadă că sunt în fața ei. Pe partea asta, dă-i, tată. Oh, bine! Eco, modul eco. Wow! Eco! Ce mai eco la 125? Vai, ce economic e motorul ăsta. Deci avem buton de eco. Ăsta s-a aprins de la senzorul de tobă. Na, e injecție. Și atent, cu un trec de 6000, nu mai e eco. Hai, gata! Perfect așa. Atenție mare când vă aplicați pe astea de pietoni, pe dungile astea. Bă, știți cum aruneca? De ce? Pentru că avem și anvelopa asta subțire, cauciucul. Ba, alunecă! Dar lasă pic cu ea. Aoleu, și e lungă ziua. Nu se știe niciodată, Doamne ferește. Dar atenție mare. Cât care sau nu ABS, alunecați pe ele când vă plecați. Haidică. Trec eu așa, bac. Voi abia vă mișcați. Hei, mami! Ce faci? Titanic auto. Băi, eu n-aș lua. Eu n-aș lua. Adică n-am chef să se scufunde mașina. Nu, nu. Tu îți dai seama. Dacă intră în asfalt, se scufundă în asfalt. Nu, nu, nu. Pe aia avem, pe aia dă-i îndrăgăstit. Mai trebuie pe Titanic auto să intre ăștia de la... Să intre Leonardo DiCaprio. Dacă intră Leonardo DiCaprio pe Titanic auto, adio. Aoleu, avea bărci de salvare. Bă, nu știu, dar are prelata aia, deci, da. Și prelat, păi la iarnă ce face? Sau când plouă, nu se pute prelata aia. Nu pute, adică și eu am decapotabile, da, și am avut decapotabile. Dar hard top, tată. Pentru că în primul rând ai plafon de sticlă. În al doilea rând, extra siguranță. În al treilea rând, iarna, n-ai treabă. În al patrulea rând, nu pute, nu se decolorează. Nu trebuie întreținută, nu se taie. Mai fii atent la drum. Mai fii atent la drum, Florian. Vara, vara e ținută bine, e ținută bine, va. Wow, 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 ce faci, bă, intrat în curbă cu ochii în față? Asta e, câteodată conduce subconștientul, da, așa e, știa că trebuie să ajung aici și mă bucur, mă bucur tare mult. Adică eu între timp ce mă uit la dreapta, fac și alte lucruri, frânez, intru pe stradă, bla, bla, wow, 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 băiatule. Oblinzile astea ciubalite, trebuie să mă caut unele de alea, capa de ghidon neapra, nu, nu, nu. Opa! Ce frumos ne distrăm pe oraș! Extraordinar! Îmi place că este foarte, foarte economic motorul, foarte practic și agil. Adică stau, te urci și pleci. Adevărul că la el mi-aș lua o cască din aceea, știți, micuță așa de tanchist. Super frumos! Da! Ce să vă zic? Mai vreau să vă zic ceva foarte interesant, cum sunt supărat pe anumiți vloggeri care promovează brandurile ieftine, chinezăriile. Eu mereu am, na, ideea asta. Bă, de ce să mergi pe... De ce să mergi pe o japoneză și tu ți-ai o chinezărie în cap, nu? Sau de ce să mergi pe un BMW făcut în Germania sau un KTM, Austria, și tu să ți-ai chinezărie în cap? Repet, pentru că așa e românul, nu? Avem șeptar și stăm în garsonieră, înțelegeți ce zic, da? Trist, adevărat, asta e românul. Casca e mai puțin importantă, că să știți, corpul nostru funcționează fără cap, nu? Bă, nebun suntem, proști suntem. Oh, frații-vă, fraților, un brand consacrat, să nu mai duceți grija, Doamne ferește, o ține sau nu ține casca. Bă, am luat, e o firmă consacrată, bună. Ține. Și gata, nu mai stai cu gândul. Mamă, mă văd ăștia. Merg într-un grup moto, oameni cu experiență și se uită la brandul tău de cască care toată lumea recunoaște că e o chestie ieftină. Ați văzut? Vloggerii își pun țepe ele, își pun fante de aer. Eu nu înțeleg la 150 cum întorci capul și nu zboară capul cu ele. Adică care e rolul? Nu ajută, nu-ți dă cai, nu respiri mai bine. Asta influențează ei. Asta promovează ei. Trist, prețele fraților. Bă, da, promovez asta că primesc 1000 de euro, 3000 de euro pe an, echipamente gratis. Normal. Importatorul doare la bază. Nu mai vă prostiți, mă, nu vă mai prostiți. Fata meu, hai, sunt bătrân. Nu vă mai prostiți. Bună dimineața, dragii mei. Astăzi suntem împreună cu Ionuț. Am o capră și un ieduț, dar fiți atenți că nu e asta tot. Mergem acum să-l vopsim pe, cum zice Dorian Popa, motorul Excu.
mergem să-l vopsim. El are un 954 și îl facem deosebit. A zis, Florea, merg pe mâna ta. Ce înseamnă pe mâna ta? Înseamnă să fac toate nebunile și culorile pe care mi le doresc eu pe un motor. Și exact cum era Aprilia RSV-ul ăla făcut, toată lumea zice că e verde, nu-i verde. Este galben fluorescent. E atât, zici că e radioactiv, ca în filme, ca în desene. E, acum avem și portocaliu mult dorit de mine și mai avem și un roșu extraordinar, tot așa, praf acela amestecat cu pulbere. Haideți să vedeți ce iese, vă las tot procesul acolo, ca coadă, carenele sunt în spate și eu nu ți-e în față. Ei, dragilor, fiți atenți, stați că mi-a luat camera razna. Deci, astăzi am venit la Radu, mă știți că am făcut noi proiectul acela cu Aprilia. Deosebit. Haideți să vă arăt ceva. Pe toate astea le-am luat de la Laurențiu. Bine, ne-a aplicat și un discount foarte frumos din partea lui. Deci, avem cele mai intense culori. Băi, pe cameră nu iese, dar uitați-vă la soare cum se vede aici. Deci, avem exact ce v-am zis, culorile astea deosebite. Și galbenul ăsta fluorescent. Mamă, știți cum e? Și ce avem? Avem așa. Galben, roșu, portocaliu. Le punem în ordine. Pau, pau, pau. Bun. Am luat inclusiv pentru cadru și tobă. Avem așa, negru mat, avem lac mat, avem negru de temperatură 800 de grade, avem un diluant ieftin la 7 lei, avem un scorch bright, ne trebuie ăsta, avem bineînțeles aici întăritor profesional, avem aici degresant, obligatoriu să aveți degresant, avem aici bineînțeles lac, the best of the best, și se întinde automat, știți voi? Aici avem bineînțeles ultra thinner, nici ce mă sunt? Bă, ăsta e diluant pentru vopsilurile astea, nu băgăm de la. Așa. Și bineînțeles, toate se dau pe un fond alb. Și câteva lavete antidegresante și Schmilger 600. Atât. Și scurci, când ne trebuia scurci. Și mânușile mele, când trebuia mânușile mele. Și un pistol și un compresor. Atât. Și ne apucăm de treabă. Ionuț aici Schmilgerește non-stop. Și între timp ne-am apucat de proiectul secundar. Pentru că nouă ne plac side quest-urile. Nouă ne plac proiectele. Mergem cu un plan și ne apucăm cu altul. Ia uitați, dragilor! Da, am dat roata față jos. De ce? Să o vopsim, că tot avem negru. Dar haideți să facem și galeriile astea. Fiți atenți, before și after, ce frumos, dar după ce le șmilgheruim bine cu o pâslă, precum aceasta, o pâslă super mișto, să dăm rugina jos și oxidantul de pe ea și... Păi dacă tu stăm degeaba cât eu nu-ți freacă la ele, ia uitați ce frumos a ieșit. Deci, low budget, dăm janta jos, hornet inject, alurat. Schmilgheruim cu 600, degresăm sau merge și diluant și după aia spray. Spray că na, asta ne permitem acum. Spray da mai calitativ, negru mat și lac mat și ar trebui să țină. Aici de 600 degresant avem, gata. Deci, varianta lui Flo să dați cu scot cea mai proastă și varianta lui Radu să puneți cărți de joc cu minionii. Dar, fiți atenți, înainte de toate să vă apucați de vopsit, nu uitați aspectul ăsta. După ce schmilgheruiți cu 600, apă și schmilgher, da? După aia spălați bine și vă rămân niște zone unde vă arată. Deci e spălat, să știți acum, este spălat, spălat. Dar rămân niște zone lucioase. Zonele astea lucioase înseamnă că trebuie să le luăm din nou la mână, vedeți? Și dacă astea zonele lucioase, aici o să nu o să se lipească vopseaua, o să crape. Și nu e bine. Și astea trebuie să le luați, să devină totul mat, totul, totul mat. Așa avem și astea. Unde lucește, trebuie refăcut, vedeți? Mat, luciu, luciu, mat, luciu, mat, luciu mult. Din nou, încă o dată luate la mână. Luciu. Gest că sunt stickers, ne face stickerele acum pentru Honda ca să dăm culac peste, fresh. Și aici s-a aplicat primerul. Ia uitați cum arată primerul de bine. Primer. Și după aia venim cu negru mat și a terminat janta și e perfectă. Perfect. M-aș bucura așa mult pentru el, nu se iasă bine toată experiența. Ia uitați, degresat. Complet. Wow. S-a căcat o pasăre, ne așteptam la gogi, insecte, dar o pasăre se căcat, mă. Bă, s-a căcat, vedeți aici? Uite, mă. Bă, s-a căcat o pasăre, bă. Da, mă așteptam la orice, dar nu la căcat de pasăre. Voilà, alb. 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 Wow. Voilà, color. Filmează pe tata Flo. Eu nu-ți filmează astăzi. Zici ceva, Ionuț. Nu mai zic nimica. Cum a fost munca? Obositoare, da? Nu. Se merită? Da. Te-ai dorit culoarea mea? Da. Eu ți-o fac, culoarea mea eu ți-o fac. Deci, da. Zici, lume, nu-mi cere să vă mai vopsesc motoarele, că eu îl pun pe Sebi, sau pe alți băieți. Dar o fac cu drag prietenilor adevărați, implicați în tot felul de acțiuni. Hai, gata, la treabă. Ia uitați creația. Am pus sticărele și urmează lac acum. O mână, nu două, nu trei, patru, cinci mâini de lac. Cinci mâini de lac. Băieții acolo montează sticărele.
Dacă aveți bani, cum se numește? Quadlo. Găsiți pe Biker Fan Shop. Deci cât costă sistemul ăsta? Spune-ne și nouă. 4 milioane. Cât? 4 milioane. E, pentru ăștia ca mine, dacă nu vreți să aruncați 4 milioane pe alea, Delia are o soluție. Suport de 1 milion, mai ieftin. Doar că s-au rupt aici elasticele. Cum cu 1 milion? Bă, dă-l-mă ăsta, și ăsta e scump, pleacă-mă de aici. Te rog, eu arată-ne cum întorci motorul acum, da? Poți? Da. Mai faci, uite, uite aici, da, uite că e drept aici. Bă, să nu piși cu el, că după aia Radule, așa, mersi. Stai așa să dau și-o pe video, foto, video. Sunteți pregătiți? Fiți atenți ce ne prezintă Delia astăzi, cu tot cu bagaj, da? Ia, cum întorci tu motorul? Fetelor, mai zice ceva. Nu cred. Cred că te ridică pe pereți.